Lăudat să fie Domnul la această nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema de astăzi este drumul spre Gaza. Tot mai mulți când aud de Gaza devin foarte atenți și asociază cu zilele noastre. Dar există în Scriptură și o altă asociere. Drumul spre Gaza. Ce înseamnă acest drum din perspectiva cărții Faptele Apostolilor? Faptele Apostolilor, în capitolul 8, versetul 20, să citim despre acest drum. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Să vedem ce spune noua traducere română la același verset. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip astfel: scoală-te și du-te spre sud, pe drumul din pustie care coboară din Ierusalim spre Gaza. Cum este acest drum spre Gaza? Așa spune îngerul Domnului lui Filip: du-te spre sud. Este un drum spre sud, este un drum din pustie, este un drum care coboară. Dragii mei, de ce Duhul Sfânt a hotărât, când prezintă această narațiune din Fapte 8, și vom vedea despre ce este vorba, la ce se referă experiența lui Filip, experiența drumului spre Gaza, experiența lui Filip, pe care a avut-o în drumul spre Gaza, este experiență condusă de Duhul Sfânt. Avem nevoie de experiențe conduse de Duhul Sfânt, chiar dacă este drumul spre Gaza. Pentru un evreu, Gaza nu are o semnificație pozitivă. Era locul unde Samson a avut experiențe negative. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Samson că a experimentat la Gaza ceea ce putem să numim astăzi experiență neplăcută, experiență de înfrângere, experiență care arată pentru noi ceva de care trebuie să ne ferim. Judecător 16, cu versetul 1. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza: Samson a venit aici, l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Gaza este un loc al intențiilor criminale. Gaza este un loc al intențiilor păcătoase. Atunci când citim Cartea Judecători, observăm ce semnificație mai are Gaza. Judecători, capitolul 16, versetul 21. Vorba despre Samson. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pogărât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de ramă. El învârtea la râșniță în temniță. Samson, cu ochii scoși, este coborât la Gaza. Deja era orb. Este locul unde vor filistenii să te umilească. Gaza este locul unde nu mai vezi realitatea. Cum l-au pogorât la Gaza? L-au legat cu niște lanțuri de aramă. A fost legat cu niște lanțuri de aramă. Gaza este locul unde eroul lui Dumnezeu, eroul națiunii, omul credinței, Samson, este legat cu niște lanțuri de aramă. Dragii mei, pentru un evreu, când auzea de Gaza, era locul lanțurilor de ramă, era locul orbirii, era locul unde nu s-a dus de bunăvoie. Samson nu s-a dus de bunăvoie la Gaza aici, prima oară când s-a dus, acea femeie de moravă roroș, ușoare, s-a dus de bunăvoie. Hai să mai recitim. I-au scos ochii. Cu ochii scoși s-a dus la Gaza.
Ce făcea acolo la Gaza? Învârtea la râșniță în temniță. Gaza este locul unde Samson face o muncă, dar nu o muncă plăcută. Face o muncă forțată, face o muncă silnică. Mai că nu este muncă silnică la minele de sare. Este munca silnică a învârtitului la râșniță. Diavolul l-a umilit pe Samson la Gaza. Filistenii l-au umilit pe Samson la Gaza. Eu să mă opresc doar aici. Atunci când aude robul lui Dumnezeu Filip, scoală-te și du-te la Gaza. Filip cunoștea scripturile. Pentru el drumul spre Gaza nu era un drum plăcut. Dar îi spune îngerul Domnului, fără să-i spună de ce. De ce să merg la Gaza, Doamne? N-ai un drum mai frumos pentru mine decât drumul spre Gaza? N-ai un drum care să nu fie un drum al pogorârii, un drum al declinului? Filip nu a comentat cu îngerul Domnului. S-a sculat și a plecat. Drumul spre Gaza devine un loc al experiențelor pozitive. Doar atunci când devine un drum al ascultării de Dumnezeu. Nu a fost dus de filisteni, nu a fost dus de pofte. Este o mare diferență. Primul drum spre Gaza lui Samson a fost un drum al poftelor. Celălalt drum spre Gaza a fost un drum forțat, cu ochii scoși. Și vedem din nou Filip. Dar asta nu este nici pentru el drumul spre Gaza, un drum al poftelor, nici un drum forțat de filisteni, ci este un drum dorit de Dumnezeu. Da, drumul spre Gaza poate fi și un drum dorit de Dumnezeu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace etiopienilor și îngrijorătorul vestirilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. În drumul spre Gaza era un etiopian, un trezorier de nivel înalt, care căuta închinarea. Acest drum pustiu spre Gaza este un om care a căutat să se închine înaintea lui Dumnezeu la Ierusalim și se întorcea de la Ierusalim și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. De data aceasta nu un înger al Domnului, ci Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi zice lui Filip, versetul 29 din capitolul 8, du-te și ajunge carul acesta. Nu te du doar spre Gaza. Aleargă! Ajunge carul acesta. Nu-i dă Duhul Sfânt indicații cine este în car, cu ce se ocupă omul care este în car. Aici asistăm la un moment periculos pentru Filip. Pe un drum pustiu, cine alerga după carul unui demnitar, putea fi considerat și un răufăcător. Și ca măsură de apărare, putea fi atacat. Există un risc în drumul spre Gaza. Există un risc în umblarea cu Duhul Sfânt. Riscul să fii neînțeles, riscul să fii rănit, riscul să fii zdrobit. Dar drumul spre Gaza, dacă este de la Duhul Sfânt, este un drum necesar. Pentru că dorește Duhul Sfânt lucrul acesta. Da, drumul spre Gaza poate fi dorit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Duhul Sfânt ne dă doar lămurile de care avem nevoie. Nu vedem că Duhul Sfânt ar fi spus fiecare secvență. Duhul Sfânt i-a dat și înțelepciune. Duhul Sfânt i-a dat îndrumarea strict necesară. Filip a alergat și a auzit ce citește etiopianul. Citea pe prorocul Isaia. Și are inițiativa, Filip. Înțelegi tu ce citești? În drumul spre Gaza se pune o întrebare. Înțelegi tu ce citești? Există întrebări în drumul spre Gaza. Acolo unde Duhul Sfânt te trimite, poate fi un drum al întrebărilor, dar răspunsurile tu trebuie să le oferi. Famele a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Eu am nevoie de o călăuză. Drumul spre Gaza este un drum al călăuzirii. Trebuie să călăuzim pe oamenii care sunt în drumul spre Gaza.
să-i călăuzim în Scripturi. Am nevoie de o călăuză. Aș recunoaște nevoia. Este această nevoie a unui contemporan de a avea călăuze în înțelegerea Scripturilor. Pentru mulți Scripturile sunt cărți tainice și mulți citesc interpretări mincinoase ale Scripturilor. Mulți citesc interpretări eronate ale Scripturilor, false. E nevoie de călăuze. Drumul spre Gaza este drumul unde e nevoie de călăuze în interpretarea Scripturilor. A rugat famenul pe Filip să se suie în car și să se adă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce îl tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Continuă întrebarea. Continuă seria de întrebări în drumul spre Gaza și o nouă întrebare este aceasta pentru Filip din partea femeii. Rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? În cheia interpretărilor, famenul a introdus și această idee. Poate prorocul vorbește despre sine. Avea nevoie de o călăuză. Dumnezeu să te facă o călăuză în drumul spre Gaza. Sunt oameni care au nevoie să li se explice cuvântul lui Dumnezeu, să li se mărturisească cuvântul lui Dumnezeu. Profeția este din Isaia 53. Și această profeție despre ce vorbește? Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. A început de la această Scriptură și a proclamat pe Iisus. A fost un mărturisitor al lui Iisus. În drumul spre Gaza avem nevoie de martor ai lui Iisus Hristos. Mi se spune că rostul pogorârii Duhului Sfânt a primirii putere, spune în Faptul 1 cu 8, și voi veți primi o putere când îți va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În drumul spre Gaza este nevoie de martor al lui Iisus Hristos. Nu doar de teologi care interpretează Scripturile, ci călăuze cristocentrice. Drumul spre Gaza are nevoie de călăuze cristocentrice. Hristos este Cel care a fost dus ca o oaie la tăiere. Hristos este Cel care a fost ca un miel fără glas înaintea celui ce îl tunde, așa încă nu și-a deschis gura. Hristos a fost Cel despre care spune profetul că în smerenia lui judecată i-a fost luată. Hristos a fost Cel care a fost zugrăvit în felul acesta. Hristos a luat păcatele noastre. Hristos a murit pentru noi. Hristos a purtat pe cruce toate păcatele noastre, toate frădelegile noastre. Noi proclamăm un Hristos care e asupra Lui păcatele noastre. Noi proclamăm un Hristos care moare în locul nostru. Noi proclamăm un Hristos care știut că plata păcatului este moarte și a murit în locul nostru. Noi proclamăm însă și un Hristos îngropat și un Hristos înviat și mărturisim învierea lui Iisus Hristos. Și asta este Evanghelia. Hristos a fost răstignit după Scripturi, Hristos a fost îngropat după Scripturi, Hristos a înviat după Scripturi. Scriptura noastră pe care proclamăm în drumul spre Gaza este despre moartea lui Iisus, despre îngroparea lui Iisus, despre învierea lui Hristos, despre învierea Lui. Martor al lui Iisus Hristos în drumul spre Gaza. Drumul spre Gaza însă de multe ori rămâne pustiu. Oameni care nu se supun la Îngerul Domnului. Pentru ei rămâne scuza. Doamne, nu vreau spre Gaza. Nu vreau să merg pe urmă lui Samson. Tu ai un alt drum. Nu este un drum al păcatului. Nu este un drum al celui care are ochii scoși. Nu este un drum al muncii silnice la rășniță. Da, pot fi mai multe motivații pentru care te duci în drumul spre Gaza. Duhul Sfânt nu vrea motivațiile lui Samson. Duhul Sfânt are motivațiile Duhului Sfânt. Ești chemat în acest drum spre Gaza, datorită motivațiilor Duhului Sfânt. Să fie un drum al Duhului Sfânt. Ești chemat în drumul spre Gaza, ca să mărturisești pe Iisus. Cu înțelepciunea de sus. Că sunt oameni care așteaptă o călăuză divină în drumul spre Gaza. Pe când își urmau ei drumul,
au dat peste o apă. Și din nou vedem o nouă întrebare în drumul spre Gaza. Pentru că drumul spre Gaza este un drum al întrebărilor. De data aceasta, întrebarea nu se referă la tălmăcirea Scripturilor. Pentru că atunci când ai înțeles cuvântul despre Iisus, cuvântul despre jertfa lui Iisus, când ai înțeles moartea lui Iisus, mântuirea care este prin Iisus, următoarea întrebare logică este aceasta. Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Este apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Înseamnă că Filip a vorbit și despre botez și a înțeles lucrul acesta. Importanța botezului în apă. Omul care primește cuvântul despre Iisus, omul care crede în Iisus, care crede în moartea lui Iisus, în învierea lui Iisus, omul care schimbă viața prin pocăință și în credință în Iisus, are următoarea întrebare pe care trebuie să o pună. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce întrebări sunt în drumul spre Gaza? Filip a zis, dacă crezi din toată inima se poate. Răspuns simplu. Pentru că drumul spre Gaza nu este doar drumul întrebării, este și drumul răspunsurilor. Dacă crezi din toată inima se poate. Se poate face botezul în apă dacă crezi din toată inima. Deci botezul în apă nu este un botez hotărât de alții. Este botezul sugarului care nu poate să creadă din toată inima. Botezul în apă este un legământ încheiat între om și Dumnezeu, prin care omul se angajează cunoscând voia lui Dumnezeu, cunoscând îndurarea lui Dumnezeu, cunoscând ceea ce vrea Dumnezeu de la om, creația sa, ca să aibă părtășie cu el, încheie un legământ prin care se angajează ca să slujească toată viața pe Dumnezeu. Și Dumnezeu de asemenea ia în considerare acest legământ ca și creator, ca și cel care veghează ca acest legământ să fie încheiat, să fie dus pentru totdeauna, pentru toată viața și oricând, în orice moment, este cel care garantează cu puterea sa, cu îndurarea sa, cu voința sa, ca acest act al legământului, al botezului, să fie finalizat în împărăția sa. Sunt și s-ar putea spune foarte multe lucruri despre botez, am să mă rezum doar la un singur aspect. În Matei, capitolul 3, versetul 6, ni se spune că toți cei ce veneau de la Ierusalim, din Iudeia, din împrejurimile Iordanului la Ioan să fie botezați, Biblia ne spune că își mărturiseau păcatele. Botezul înseamnă și o mărturisire a păcatelor, o promisiune a ceea ce urmează. Fără o mărturisire a păcatelor și o promisiune a unei vieți curate trăite lângă Domnul, botezul nu este altceva decât o baie și cred că nu dorim lucrul acesta. Este doar un singur aspect. Botezul cuprinde și multe, multe alte aspecte. În momentul în care m-am decis să fac botezul în apă, a fost un legământ pe care l-am încheiat pe veci cu cerul și cu Dumnezeu, cu martorii văzuți și nevăzuți. Împreună cu familia mea am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu toată viața mea. Pentru mine, botezul nou testamental a însemnat o viață nouă. Botezul în apă nu este botezul forțat de împrejurări, ci este botezul voluntarului, este botezul conștient, este botezul credinciosului, dar nu o credință în context strict cultural și atât, ci credința din inimă, doar credința din inimă face botezul valabil. Doar credința din inimă face botezul în apă să fie botezul după porunca Domnului Iisus Hristos. Doar credința din inimă face ca acest botez să fie botez după linia creștină, după linia Noului Testament. Orice altă formă de botez, botezul sugarului, îmi puteți să crede din toată inima, botezul forțat, botezul care are alte motivații, nu este un botez valabil. Doar botezul care este precedat de credința din toată inima este botezul valabil. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
cred. Deja are credință, are certitudini. Drumul spre Gaza este drumul certitudinilor. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred lucrul acesta și a mărturisit credința. Deci este un drum al credinței mărturisite. Ce frumusețe, ce diferență în drumul spre Gaza lui Samson. Un drum al orbirii, un drum al poftelor, un drum al muncii silnice la râșnița și drumul acesta lui Filip. Un drum al Duhului Sfânt. Tu crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Dacă crezi din toată inima, urmează botezul. A poruncit să stea carul. Fiți atenți, nu Filip a poruncit. Filip nu s-a substituit la autoritatea famenului. N-a forțat lucrurile. Nici măcar împrejurările nu. Atunci crezi din toată inima, trebuie să vină de la tine inițiativa aceasta a botezului. A poruncit să stea carul, s-au pogărât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Este un moment care trebuie să pleci din drumul spre Gaza. Ți-ai terminat lucrarea pe care a vrut-o Duhul Sfânt. Unii nu știu să părăsească la timp drumul spre Gaza. Continuă să rămână în drumul spre Gaza și când Duhul Sfânt nu vrea lucrul acesta. Drumul spre Gaza trebuie să fie un drum în care intri după voia Duhului Sfânt și ieși după voia Duhului Sfânt. Ce s-a întâmplat însă cu famenul? Citim așa în versetul 39. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Drumul spre Gaza. Era drumul pe care se întorcea famenul de Ierusalim și mergea în țara lui. Dar un segment din drumul lung pe care l-avea. Dar drumul spre Gaza a fost pentru famen un drum în care a înțeles Scriptura. Un drum în care a devenit credincios din toată inima în Iisus. Un drum pe care a fost botezat în apa peste care a udat. Este un drum al bucuriei. Pentru că atunci când crezi din toată inima în Iisus și faci botezul în apă, urmează bucuria. Pentru că drumul spre Gaza este un drum al ascultării. Iisus aduce bucurie în viața ta. Poate să fie drumul spre Gaza un drum al bucuriei. E altă diferență față de drumul lui Samson. Pentru Samson a fost un drum al tristeții, un drum al mâhnirii, un drum al amărăciunii, pentru că n-a ascultat de Domnul. Când însă asculți de Domnul, inima ți se umple de bucurie. Pentru că este o bucurie pe care o dă doar Duhul Sfânt. Este o bucurie pe care o dă doar Evanghelia. Este o bucurie pe care o dă doar Domnul. Dragii mei, creștini la timpul prezent, este un creștin care acceptă drumul spre Gaza să fie o călăuză. În același timp, vedem un nou creștin, Filip, în drumul spre Gaza, ascultând de Evanghelie, se botează în apă și își vede de drum plin de bucurie. Să avem aceste experiențe pozitive cu Duhul Sfânt. Să avem aceste experiențe ale drumului spre Gaza. Fie binecuvântarea celui preanalt peste fiecare dintre noi. Amin.